Puține lucruri sunt la fel de ciudate și neobișnuite ca un quasar. El este unul dintre cele mai vaste și imprevizibile structuri ale spațiului cosmic. Primul quasar a fost observat pentru prima dată în anul 1950, iar fizicienii au început să-l înțeleagă cât de cât de-abia prin anii 60. Astăzi vom răspunde la extraordinara întrebare: ce s-ar întâmpla dacă un quasar ar fi apărut în Calea Lactee? Dacă ești mereu curios și cauți să afli informații despre subiecte diferite, nu ezita să apeși butonul de subscribe. Cuvântul quasar este prescurtarea termenului quasi-stellar și are trăsături specifice, precum luminozitate și emiterea de radiații. Când a fost observat pentru prima dată, oamenii de știință au crezut că este un fel de superstea nemai văzută până atunci. De fapt, un quasar nu este deloc o stea. În schimb, este o galaxie activă, adică o regiune compactă care se găsește în centrul unor galaxii care are o luminozitate ieșită din comun și o fracțiune semnificativă de radiație electromagnetică care nu se datorează componentelor normale dintr-o galaxie, cum ar fi stelele, praful cosmic și gazul interstelar. Acești giganți cosmici sunt atât de mari încât pot ține captive în centrul lor una sau mai multe găuri negre supermasive și totuși este unul dintre cele mai luminoase obiecte din univers datorită luminii fermecătoare pe care o emit prin intermediul discurilor de acreție. Așadar, cum se nasc ele? Cum se formează? Găurile negre standard sunt caracterizate prin incredibila forță gravitațională pe care o exercită, iar aparent acestea atrag în interiorul lor până și lumina pe care o condensează și o distruge pentru a hrăni singularitățile gravitaționale ce le formează. Oamenii de știință consideră quasarii ca fiind generați de materialul de acreție din găurile negre, supermasive din nucleul galaxiilor timpurii. Pentru că lumina nu poate să evadeze din gaura neagră supermasivă, energia care scapă totuși este generată în afara orizontului evenimentelor din cauza forțelor de gravitație și de frecare a materialului din gaura neagră. Un quasar are nevoie de o gaură neagră supermasivă specifică, care are de obicei o masă de miliarde de ori mai mare decât Soarele din sistemul nostru solar, iar singurele locuri în care se pot găsi acest tip de găuri negre sunt în centrul galaxiilor, motiv pentru care quasarii apar doar în centrul galaxiilor. Nu fiecare gaură neagră supermasivă se transformă într-un quasar, dar când o fac, totul devine un spectacol de lumini, iar odată ce se formează, efectele rămân până când termină de devorat tot ce se află în discul său de acreție. Nimeni nu știe cu siguranță în cât timp se formează aceste obiecte cosmice, dar poate dura până la câteva miliarde de ani. Dacă un asemenea corp ceresc s-ar forma în galaxia noastră, atunci toată acțiunea se va petrece în jurul lui Sagittarius A Star. Aceasta este o gaură neagră supermasivă din centrul galaxiei noastre, Calea Lactee. În momentul de față există o singură fotografie a unei găuri negre și aceasta nu este a lui Sagittarius A Star. Deci, cele mai bune evidențe ale existenței sale în prezent sunt undele radio pe care aceasta le propagă prin spațiul cosmic. Dar dacă Sagittarius A Star ar fi fost un quasar, telescoapele noastre ar putea detecta și vedea asta datorită luminii imense ce curge la propriu din el. Așadar, știm cu siguranță că în Calea Lactee nu există în prezent un quasar. Quasarii se formează de obicei atunci când o galaxie are o cantitate mare de materie în exces, adică la începutul formării ei, iar Calea Lactee nu este o galaxie tânără. Deci, dacă s-ar arăta unul în galaxia noastră, ar fi ceva total neașteptat. Însă, teoretic, este o modalitate prin care se poate întâmpla asta. Despre Calea Lactee știm cu siguranță că peste aproximativ 4,5 miliarde de ani urmează să se ciocnească cu galaxia Andromeda. Astfel, cantitatea de material galactic rezultat în urma coliziunii va crește enorm, ceea ce ar putea duce la formarea unui quasar în inima noii galaxii formate. Galaxiile care se ciocnesc în acest fel sunt ceva relativ comun, iar quasarii care sunt alcătuiți din mai multe găuri negre, care orbitează una în jurul celeilalte, sunt de asemenea comuni și ei. Găurile negre ale unor galaxii în curs de fuzionare nu încetează să existe, odată ce coliziunea a avut loc, la fel și cu Andromeda și Calea Lactee, pur și simplu totul va interacționa cu împrejurimile aduse de noua galaxie. Se crede că cel mai apropiat quasar de planeta noastră este Markarian 231, aflat la o distanță de 581 de milioane de ani lumină și se crede că acesta ar fi și alcătuit dintr-un sistem binar de găuri negre.
Se pare că atunci când vine vorba de quasari, posesia mai multor găuri negre este ceva comun. Cu toate acestea fiind spuse, dacă un quasar ar fi în centrul galaxiei noastre, ar fi cu siguranță foarte luminos și destul de strălucitor pentru a putea fi observat pe cerul nopții. Dar nu ne va afecta pe noi aici pe Pământ, în afara faptului că noaptea nu va mai fi la fel de întunecată. Deci, ce s-ar întâmpla dacă un quasar ar apărea mai aproape de casa noastră, să spunem chiar în sistemul nostru solar? Situația se va schimba drastic. Cu siguranță va fi palpitant pentru fizicieni să vadă un quasar atât de aproape, dar, într-un final, forța gravitațională exercitată de acesta va rupe în bucăți toate stelele din apropiere, iar noi nu am rezistat prea mult. Pentru început, discul de acreție al unui quasar este de cele mai multe ori mai mare decât un sistem solar precum al nostru. Deci, dacă un asemenea obiect cosmic s-ar forma aici, cel mai probabil vom fi prinși în interiorul său, dar unele probabil nu vor fi instantanee și ar putea dura câteva secole înainte să fim devorați în întregime de gaura neagră. Dar măcar avem ceva care să ne aducă aminte despre moartea iminentă și de neevitat cauzată de un quasar și lumina în care ne vom scălda până ne va distruge în întregime. Asta se va întâmpla doar dacă Pământul nu va arde complet datorită căldurii intense pe care discul de acreție o va propaga prin sistemul nostru solar, dar din păcate asta se va întâmpla. Din fericire, este imposibil ca acest eveniment să se producă pentru că soarele nostru nu are nici măcar pe aproape suficientă masă pentru a se transforma măcar într-o gaură neagră obișnuită atunci când va muri. În schimb, soarele nostru se va transforma într-o gigantă roșie, iar în cele din urmă își va pierde puterile, energia și se va stinge complet. Dacă oamenii ar mai trăi pe Pământ atunci când se va întâmpla asta, ne-am regăsit tot într-o mare de probleme, numai că puțin mai diferite, dar cu același rezultat, extinția noastră. Dar să sperăm că ne vom realoca o nouă planetă pe care să supraviețuim sau măcar natura ne va distruge înainte ca soarele nostru să fie o amenințare. Din fericire, din nou, suntem mult prea departe de centrul galaxiei noastre pentru ca un quasar să ne târască spre centrul Căii Lactee și să ne distrugă planeta instantaneu, iar șansele ca un alt quasar din univers să ne afecteze în orice fel sunt extrem, extrem de mici. Există totuși un poate, pentru că este puțin derutant să spunem că un quasar se formează numai din găuri negre supermasive. Cei obișnuiți se formează astfel, dar mai există și un microquasar, iar aceștia se pot forma foarte ușor din găuri negre normale atunci când acestea atrag prea multă materie și se înfundă oarecum cu rămășițe de praf cosmic. Cea mai apropiată gaură neagră de dimensiuni obișnuite este V616 Mon, ce se află la o distanță de numai 3000 de ani lumină, mult mai aproape decât Markarian 231, cel mai apropiat quasar de Pământ. Dacă V616 Mon consumă cumva destulă materie galactică, se poate transforma în cele din urmă într-un microquasar. În timp ce microquasarii sunt mici și au o forță de atracție gravitațională mai mică, discul lor de acreție este extrem de fierbinte, până la câteva milioane de grade Celsius. Deci, dacă un astfel de corp cosmic își schimbă traiectoria și se îndreaptă către sistemul nostru solar, un microquasar tot ne-ar oferi lumină din abundență, iar în cele din urmă ne va prăji de vii și ne va trimite către centrul găurii negre din care s-a format. Cu toate că acest scenariu este într-adevăr posibil și plauzibil, șansele să se întâmple în realitate sunt extrem de mici. Așadar, orice gaură neagră supermasivă se poate transforma într-un quasar, iar orice gaură neagră obișnuită se poate transforma într-un microquasar, iar dacă orice tip de quasar se va apropia chiar și la o distanță relativ mică de Pământ, acesta va fi cel mai probabil în apropierea lui Sagittarius A star, dar chiar și atunci ne va afecta într-o măsură extrem de insesizabilă. Un quasar apărut în Calea Lactee cu siguranță ar fi ceva minunat și va oferi o priveliște unică. Ne-am putea considera norocoși să vedem ceva ce se formează de obicei doar o singură dată în viața unei galaxii de miliarde de ani. Destul de norocoși încât o să putem vedea asta de la o distanță sigură. Iar toate aceste evenimente s-ar întâmpla dacă un quasar ar fi apărut în Calea Lactee. Voi ce credeți? Am ratat ceva? Ne puteți răspunde în secțiunea de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!